Bine v-am regăsit! Mâine vremea va fi mohorâtă. Mercurul din termometre va indica în Reghin valoarea de 15 grade Celsius, iar în Târgu Mureș 17 grade. Potrivit meteorologilor, în județul Mureș cerul va fi senin. Pentru Ludu și Iernu sunt prognozate 20 de grade Celsius, la Batoș se vor înregistra 18 grade, iar la Sighișoara vor fi 19. La Sovata și Stâncen, temperatura maximă va fi de 17 grade. Vremea va fi la fel și în afara județului nostru. Pentru Brașov sunt prognozate 12 grade Celsius, 16 grade vor fi la Sibiu și Cluj, iar la Bistrița se vor înregistra 13 grade. La Alba Iulia, mercurul din termometre va indica 18 grade. De asemenea, în București va fi vreme ploioasă, iar maxima va fi de 17 grade. Joi, noaptea, cerul va fi acoperit de nori. La Reghin se vor înregistra 11 grade, iar la Târgu Mureș vor fi 13. Vineri, cerul va fi norat. În Reghin, mercurul din termometre va atinge valoarea de 13 grade, în timp ce la Târgu Mureș sunt prognozate 14 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, jurnal de vreme se încheie aici. Sunt Alina Moldovan, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!